Ce ai putere?
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemie sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor, ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui.
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 22 aprilie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei. Acest sfânt se trăgea din țara Galatilor, din satul ce se cheamă Sicheot, născut fiind în vremea lui Iustinian cel Bătrân, părând a nu fi de naștere lăudată, fiindu-i nașterea nechezășuită și întunecată, căci se zice că mama sa, Maria, strălucind în frumusețe și daruri, a atras la dânsa pe oarecare din curierii împărătești, anume Cosma, din care s-a născut cuviosul, dar ar fi fost fără cuviință și de mustrare ascunde cele de după nașterea lui sau cele de dinainte de naștere, căci îndată, într-acea noapte în care s-a unit mama sa cu acel bărbat, i s-a arătat în vis că s-a pogorât un luceafăr și a intrat în pântecele ei, ceea ce a arătat strălucirea ce era să aibă mai pe urmă pruncul. Și Sfântul, ca această înțelegere să fie împlinită mai apoi, căci dându-se pe sine dintr-o întâia vârstă spre dragostea lui Dumnezeu și a Sfântului Mucenic Gheorghe, atât cât i se părea că este totdeauna cu dânsul de-l învăța și îl făcea înainta spre cele mai bune dorințe și cu totul a-l iubi cu o dumnezeiască și minunată dragoste, făcând el așa și înaintând cu fiecare suiș, i se arăta pururea Sfântul. A fost numărat întâi în ceata călugărilor, după aceea trecând prin treptele ce duc spre culmea virtuții și îmbogățindu-se cu lucrarea minunilor, ca dovadă a desăvârșitei virtuți și a apropierii de Dumnezeu, a fost ridicat la marea înălțime a arhieriei și i s-a încredințat biserica Anastasiopolei. Acolo, învățând el pe mulți cunoștința lui Dumnezeu și îndrumându-i a face cele ce se cuvin și tămătuind pretutindeni pe cei de un neam prin minuni și prin fapte minunate pe toți uimind și arătându-se minunat și iubit la împărați și la arhierei și prorocind multora cele ce aveau să fie, și-a încheiat viața primind cu zâmbire cuvioasă pe îngerii ce aveau să-l ia. Se spune că cu puțin înaintea morții i s-a arătat în vis strălucitul mare mucenic Gheorghe și i-a dat un toiag, apoi i s-a arătat iarăși călare pe un cal, trăgând cu sine și alt cal pe care a poruncit cuviosul să încalece, arătându-i cu aceste vedenii dinainte calea ce avea să facă de acolo. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Nearh, care prin foc s-a săvârșit, tot într-o această zi pomenirea cunoștinței sale cu Hristos, a Sfântului Apostol Natanael,
care este Simon Zilotul. Acest sfânt a fost din Cana, cetatea Galilei, unde Hristos Dumnezeul nostru, fiind chemat la nuntă de preacurata sa maică, a făcut întâia sa minune, prefăcând apa în vin. Aștepta și el venirea lui Hristos ca un legiuitor ce era, pe care, aflându-l Filip cel din Betsaida și cunoscând că aștepta venirea lui Hristos, i-a zis cu bucurie: aflat am pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret, de care au scris Moise în lege și prorocii. Mergând Natanael și văzând pe Hristos, a crezut întrânsul și l-a urmat, și după patim și după înviere, propovăduindu-l Dumnezeu adevărat, s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.